La Suceava, 11 noi cazuri COVID-19 în ultimele 24 de ore. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 681 noi cazuri de îmbolnăvire în România. Până astăzi, 20 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Numărul de cazuri confirmate în județul Suceava, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică, este de 11 persoane.